Salut, sunt Florin Arvunescu și bine ați revenit. Astăzi vom face filet de păstrăv cu sos de unt și lămâie. Îl vom servi cu dovlecei și conopidă coaptă cu puțină pudră de curry. Rețeta perfectă pentru o cină ușoară. Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar aici jos. Păi, să începem. Prima dată tăiem dovlecelul. Scăpăm de capete. Rondele cam la 2 cm și jumătate grosime maxim. Și al doilea. La fel. Mai ești deoparte. Conopida. O desfacem frumos. Floare cu floare. Un sfert sau jumătate de conopidă cred că o să fie suficientă. O tăiem în 3 sau pe jumătate. Depinde cât de mare este floarea. Uite, asta că e mai mare, merge foarte bine în 3. Asta că e mai mică, pe jumătate. Avem nevoie de o tavă. Mai încăpătoare. Punem frumos dovlecei. Aici. Conopida. Pe toate la grămadă. Condimentăm cu sare. Puțin piper. Proaspăt râșnit. Și pudră de curry. Am aici un pliculeț. Cam o linguriță. Hai să zicem, maxim o linguriță și jumătate. Puțin ulei de măsline. Și amestecăm. Cu mânuțele frumos. Mai aruncăm peste și câțiva căței de usturoi. Vreo 3-4 suficienți. Zdrobim. Și îi punem peste. Cu tot cu coajă. Încă una. La fel, aici. Îi îndesăm puțin. Și dăm la cuptor la 180 de grade pentru 25-30 de minute. Sau până se rumenesc destul de bine. Cuptorul să fie foarte bine încins. La 180 de grade. Condimentăm peștele cu sare și piper. Punem aici pe tocător. Am 4 fileuri. Suficiente pentru 2 porții. Sare. Și puțin piper proaspăt râșnit. Cu 10 minute înainte de a scoate legumele din cuptor, punem și peștele la prăjit. Încingem bine o tigaie. Aici. Cu puțin ulei de măsline. O mult, cam o lingură. Prima dată cu pielea în jos. Ușor. Este foarte subțire, așa că se va găti destul de repede. Îl întoarcem după un minut și jumătate. Perfect. Cu grijă. Și cam într-un minut și jumătate o să fie gata. Mai aruncăm un ochi la el. Are foarte puțin. Suficient. Îl scoatem pe farfurie. Cu grijă. S-a rumenit destul de bine. O să-mi frumos deoparte. Avem nevoie de 2 căței de usturoi. Zdrobim. Scăpăm de coajă. Tocăm mărunt. Pregătim și jumătate de lămâie. Am aici 3 sferturi, dar jumătate o să fie suficient. În aceeași tigaie călim usturoiul. Frumos. Omul, cred că 30 de secunde maxim. Focul trebuie să fie mic. Ne asigurăm că e mic. Perfect. Să nu cumva să ardem usturoiul. Venim cu un cup de unt. Frumos peste. Așteptăm să se topească. Și zeama de lămâie. Toarcem aici în tigaie. Am scăpat și un sâmbure. Da. Scos aici. Amestecăm bine. Venim peste cu foarte puțină smântână de gătit. Cam 2 linguri maxim. Amestecăm repede să încorporăm. Foarte puțină sare. Foarte puțin piper. Proaspăt râșnit. Suficient. Și cât pace să uit. O mână de mărar. Pe care îl voi toca repede.
nu foarte mărunt. Punem peste, oprim focul și din nou amestecăm. Suficient, să gustăm puțin. Perfect. Dulce acrișor. Dulce de la smântână și acrișor, bineînțeles, de la rămâie. Scoatem și conopida cu dovlecelul de la cuptor. Îl și oprim, așa a făcut treaba. Wow. Uitați-vă cum arată. Perfect rumenite. Și mirosul. Dăm deoparte. Loc. Avem nevoie de o farfurie. Venim prima dată cu dovlecei și conopidă. Arde. Uite cum arde. O țică de conopidă aici. Mai rumenită. Peștele. Două fileuri vor fi suficiente. Aici. Și asta frumos peste. Avem nevoie de o lingură pentru sos. Punem doar deasupra și lăsăm să curgă frumos. Uitați-mă aici. Cam așa ceva. Încă puțin mărar pentru culoare și decor. Și uitați ce farfurie frumoasă avem. Să vedem și la gust. Am aici puțin pește. Îmi pun și o bucățică de conopidă. Bucățică de dovlecel, puțin sos, hop, scăpa lingura aici, eficient, conopida, cred că asta e vedeta. Foarte gustoasă. Mănânc și peștele, sos. De dovlecel. Ce să mai zic? Un preparat ușor din toate punctele de vedere. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La revedere!